ieșit asemănătorul să semene sămânța sa și semânând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea umezeală și alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea au năbușit-o. Și alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod în sutit. Acestea zicând striga, cine are urechi de auzit, să audă. Și ucenicii lui îl întrebau, ce înseamnă pilda aceasta? El a zis, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă iar pilda aceasta înseamnă. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înnăbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare.